Este o situație mai deosebită față de anii precedenți, întrucât legislația în domeniu s-a modificat și totodată și organizarea acestei activități va suferi modificări. Din acest motiv, împart în două perioade de iarnă. Prima parte, până la sfârșitul anului, este partea în care dezăpezirea o vor face cei trei operatori, ca și până acum. Ei sunt RER, ECO și Braicata. Am purtat și discuții și corespondență cu ei, știu ce au de făcut, au o parte din utilaje, adică 125 de utilaje pregătite. Numărul anului trecut a fost de 210, deci în continuare sunt în curs de achiziționarea unor contracte de prestări cu diversi executanți. Cantitatea de sare la momentul acesta este de 75 de tone în stoc la acești operatori și de 2000 de tone în stoc la un furnizor local. Operatorii au contracte cu acest furnizor pentru livrare de sare. Deci la capitolul acesta suntem acoperiți. În ce privește dezăpezirea manuală, operatorii prestează această activitate cu muncitorii cu care, în mod normal, asigură stradalul, măturatul stradal și întreținerea stradală. Sunt în total cu personalul care operează, verifică, coordonează, cel de 140 de persoane implicate la măturatul, la dezăpezire. După luna decembrie, este o problemă care trebuie rezolvată, ne ocupăm de asta și este impusă de modificarea legislativă apărută. În sensul că acum, prin decizie, prin ordonanța de guvernul 133, s-a stabilit ca obligatoriu activitatea de dezăpezire să fie executată de operatorul care face și stradalul, din motive de personal, de dotare tehnică. Nu au apărut normele de aplicare a acestei ordonanțe care să spună și cum se face atribuirea acestei activități, dacă prin licitație, prin negociere directă sau cu o altă cale legală. Așteptăm să clarifice și aspectul acesta și stabilim ce se va întâmpla și după perioada decembrie. Nu avem date mai multe, s-au trimis solicitări și la ANRSC pentru precizări. Nu am primit încă. Dacă înțeleg bine, la momentul ăsta nu se știe cine va face dezăpezirea, dacă va fi cazul. Ba, se știe. În momentul ăsta dezăpezirea o fac cei trei operatori. Ei sunt în contract până la sfârșitul anului. De la sfârșitul anului intră contractul cu ANI. Acolo se pute prevedere și legislația s-a modificat, nu este clar nimic.